Bună ziua, dragi privitori! Vă invit ca împreună să trăim momente speciale în clubul de lectură Comentatorul după internet. Sigur că e important să citim. Sigur că de multe ori nu avem timp de cărți, de aceea lecturăm de pe Facebook, că măcar are poze colorate. Astăzi citim câteva comentarii de la ultima postare din Libertate a doamnei Elena Udrea. Începem cu un comentariu la interes sau pe interes, aparținând Dianei Cugeli. Lăsați-mi mie pantofii, am 37 sau gențile, că se demodează până ieșiți. Nu e păcat de ele? Ca un răspuns la un alt comentariu vine cel al lui Mircea Dan din ciclul Aș da zile de la mine sau Ai da zile de la tine. Fă-i ciocănitoare, frustrată mică, zice el. Ți-ai dat 10 ani din viață să arăți o zi precum Elena Udrea. Valentina Moca vine cu un comentariu care dovedește delirul bipolar. Ați creat un monstru care începe să vă înghită. Dumnezeu să vă călăuzească viitorul. Sunt mâhnită să văd tineri capabili care își folosesc inteligența în astfel de acțiuni. Dezaprob cu tărie ce ați făcut, înțeleg amploarea fraudelor, însă nu voi arunca cu pietre. Mare păcat că nu v-ați prețuit viața cu valorile ei, simple și clare, calm și răbdare. Nicu Andrei spune sau comentează: în mașina poliției cu care ai fost dusă în arestul capitalei era un parbriz multe cruciulițe. Este un semn că Dumnezeu este cu tine. Păcat că ți-ai distrus viața, spune Petronela Olariu. Păcat de tine și mă gândesc la mama ta. A avut încredere în tine că știi ce faci. Ce faci? Te duci și stai închisă. Îți dai seama ce e asta pentru o femeie? Moarte sigură și lentă. În încheiere, vin cu comentariul lui Mario Scarfo Nichi, probabil un adolescent fan al pozelor cu Elena Udrea. Un adolescent de stânga, probabil, pentru că știm cu toții cât este de greu să folosești stânga pentru mouse. Doamna Elena, pe mine mă cheamă Ștefan și împreună cu mama mea vă dorim multă sănătate și vă dorim să fiți foarte curajoasă, să rămâneți la fel de frumoasă și să vă ajute bunul Du. Acestea au fost comentariile zilei după internet. Până săptămâna viitoare sau luna viitoare, vă spun, citiți cât mai mult.